Suntem la proba a doua, duetul cu artistul favorit, concurentul cu numărul 5 în această seară, Narcisa Boleanu cântă alături de Petrică Mățu Stoian. Ia cu drag să primenește în ciupa cu flori mărunte, așa ca la noi la munte. Cu mine când se întâlnește, frumos să mai primenește în opere cu pui mărunți, ca la noi la meti. Narcisa, nu puiza, trebuie să câștigi finala. Frumos să mai primește în ciupa cu flori mărunte, așa ca la noi la munte. Cu mine când se întâlnește, ea cu drag să primește în opere cu pui mărunți, ca la noi la mediți. Ce eu plac, mă. Toate ți-ai lângă mine, cum să nu ne așa de bine. Cu mine când se întâlnește, ea cu drag să primește în ciupa cu flori mărunte, așa ca la noi la munte. Cu mine când se întâlnește, frumos să mai primește în opre cu pui mărunți, ca la noi la mediți. Petrică Mățu Stoian, alături de Narcisa Boleanu. Bună seara! Bună seara, Petrică! Să rămână, Iuliana! Bună seara! Care sunt relațiile de prietenie și așa mai departe? Noi de doi prietenie? Suntem prieteni foarte buni cu Narcisa și colegi. Ia ghici. Și ia ghici. El dacă nu ți-a zâmbit niciodată până acum. Am înțeles, salut! Felicitări! Felicitări! Păi după ce ai sorbit-o din ochi pe Narcisa, știi cum se uita? Da. Petrică, de ce merită Narcisa titlul de vedeta populară? Pentru că ai susținut-o în seara aceasta. În primul rând este talentată. În al doilea rând, păstrează cu sfințenie tradiția noastră a mehedințenilor, începând de la costum, de la grai, tot ceea ce ține de îndeletnicirile oamenilor noștri de acolo, de la munte. Narcisa, tânăra asta Speranță, de unde ai găsit-o? I-am reținut decât prenumele, numele nu. Pentru dumneavoastră este Petrică Mățu Stoian, pentru mine este nana al meu, nana Petre. Ce frumos, ce frumos! Dumneavoastră sunteți ăla care gândați cu Enceanu? Scuzați-mă! Da, am cântat și melodia aia, de mic a fost copil mic. Vă iubesc! Nu, nu. Mulțumim, ajută. Mulțumim, bravo, frumos! Bravo, Petrică, bravo! Bravo, Narcisa! Ia, să auzim ce zice jurul. Eu întreb pe domnișoara, de ce l-a ales pe Mățu, la ce vă potriviți? Mă regăsesc în cântecele dumnealui? Nu în cântecele, lasă cântecele. Stilistica din mehedinți. Cum se potrivește o femeie cu un bărbat? La noi, în Maramureș, dacă eu aș vrea să cânt cu o femeie, zice că -s dus. Deci, unu, alegerea de a cânta cu un bărbat n-a fost corectă. Nu? Păi nu prea a fost corectă alegerea. Să o vorbim până în capăt. Revenim la Narcisa. Prestația ei, concret. Prestația ei emoționantă. Pentru mine, extraordinar. Perfect. Hai mă, că am dreptate acum.
Domnul Encean, deci a cântat bine, da. Proba a doua. Foarte bine, foarte bine. Doamna Elize. Ai reușit să dobândești acel stil autentic țărănesc pe care îl abordează oamenii locului. Bravo! Stupar. Multă dulceață în glas, bravo! Și are mirul ăla de la Dumnezeu, da. Frunte! Mirul de la Dumnezeu! Are Iuliana! Narcisa e în zică, are pe din ochi! Bun! Domnul Dinescu, vă rog! Această subțirime a vocii, sigur, poate să aibă farmec și are, de fapt. Da, sigur. Dar, pe de altă parte, ea mi se pare, deși e foarte tânără, iarăși, puteam să spun că are, eu știu, 45 de ani. Asta nu-i rău, asta înseamnă experiență. O voce bătrână nu e o voce rea. Narcisa, succes, fruntea sus, proba 3, da? Ne revedem atunci. Fata asta nu face mâncare, fata asta cântă. Și o să cânte și o să ajungă mare cântăreață a țării. Da. Bravo, Narcisa! Ai niște prieteni minunați! Bravo! Ai niște prieteni minunați! Ai fost excepțional, extraordinar! Și acum, hai să facem cântarea! Narcisa! Narcisa! Trebuie să câștigi!